Bărbatul are 28 de ani și este din comuna Bălteni. În urmă, cu câteva nopți, acesta și-a acoperit fața și a intrat într-un bar din localitatea de domiciliu. A spart cu un ciocan un aparat de jocuri electronice și a furat 1000 de lei. Polițiștii au fost anunțați imediat și au demarat o anchetă în acest caz. Suspectul, care este recidivist, a fost depistat de oamenii legii care l-au reținut pentru 24 de ore. Ulterior investigațiilor, având în vedere și declarațiile părții vătămate și ale martorilor, s-a constatat faptul că acesta este principalul suspect și s-a dispus măsura reținerii, urmând să fie prezentat parchetului cu propunere de arestare preventivă. Bărbatul spune însă că este nevinovat. Ce ai făcut? Nu am făcut nimic. De ce ești la poliție? De ce te luară? Cercetează. Presupus pentru o cauză. Magistrații vor decide dacă bărbatul va fi cercetat în stare de arest preventiv sau nu.